Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă explic pașii pe care trebuie să-i urmați atunci când vă schimbați domiciliu în buletin și trebuie să vă înmatriculați autovehiculul pe noul domiciliu. Primul pas. Trebuie să vă faceți actul de identitate pe noul domiciliu. Pasul numărul 2. Mergeți la Circa Financiară unde aveți înmatriculat autovehiculul și o să vă elibereze un certificat fiscal în care atestă că v-a scos mașina din evidență. Pasul numărul 3. Mergeți la Circa Financiară unde aveți domiciliu actual și o să vă elibereze un certificat fiscal în care atestă că v-a luat mașina în evidență. Pasul numărul 4. Sunați și faceți o programare la înmatriculări. Pasul numărul 5. De preferat să achitați dinainte contravaloarea certificatului și a numelor de înmatriculare. Dacă nu, puteți să le achitați și la înmatriculări. Pasul numărul 6. Depunerea actelor. Ca și documente, aveți nevoie de actul de identitate în original, cartea mașinii în original, certificatul de matriculare cu ITP-ul valabil, numerele de înmatriculare, cele două certificate fiscale și asigurarea mașinii. Asigurarea este valabilă pe cea care o aveți. Nu trebuie să mai faceți altă asigurare. Nu se mai completează acea cerere. O să o primiți deja completată din sistem. Voi doar o semnați. O să primiți numerele în circa 2 ore după ce ați depus documentele împreună cu dovada de circulație. Iar certificatul de matriculare o să-l primiți prin poștă la domiciliu din buletin în circa 15 zile. După ce ați luat numerele, dacă mai aveți rovinetă valabilă, puteți să mergeți la CNAIR din județul respectiv și în baza cărții autovehiculului și a dovadei de circulație, o să vă modifice în baza de date noul număr. Ca timp, minim 3 zile durează toată această operațiune și ca costuri, 50 de lei certificatul de înmatriculare, 40 de lei numerele sau 80 de lei numere preferențiale. Undeva sumă rotundă, 130 de lei tot. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.